Bună, prieteni! Revenim la clipurile despre Canada și abordăm acum un subiect foarte important, permisul de conducere. Pentru mine a fost o experiență foarte proastă cu permisul de conducere. Eu am permis de 19 ani, am peste 1 milion de kilometri fără accident și aici am picat de 2 ori, la road test, la testul de traseu. Prima dată m-am dus foarte încrezător, da? Am depășit viteza, am făcut rolling stops, stopuri din alea în mișcare, chiar am ignorat un stop și m-a picat. A doua oară m-am luat după oamenii de aici, păi, trebuie să conduci încet, trebuie să conduci foarte atent, să fii foarte respectuos. Am făcut exact lucrul ăsta, m-a picat și că conduc prea încet. Ma, o să nebunesc. Treia oară, ce să fac? M-am dus la școala de șoferi, am plătit acolo instructor, am făcut ore cu instructorul. Am învățat ce trebuie să fac ca să dea permisul, naiba, că am mare nevoie de permis. Și, în sfârșit, la a treia încercare, norocoasă, l-am luat. Astăzi mi-a venit în poștă. Permisul românesc aici este valabil doar 3 luni de zile, după care trebuie să dai testul scris și după care trebuie să dai traseu. Se poate obține permisul internațional de conducere și acela e valabil 1 an de zile. N-am știut, când am plecat din țară, era foarte bun. Că o perioadă chiar am condus ilegal aici cu un learner's permit care spune să conduci doar cu un supervisor în mașină și eu conduceam singur, că na, asta este, trebuie. Doar anumite țări care le preschimbă pur și simplu automat permisele și aceste țări sunt United Kingdom, Irlanda, Franța, Belgia, Germania, Elveția, după care sunt țările din Asia, Australia, Taiwan, Coreea de Sud, automat Statele Unite ale Americii. Deci opțiunile sunt reduse. Concluzie, în Canada nu e de joacă cu permisul de conducere. Cunosc români care au picat de 7 ori. S-au încăpățânat și până la urmă s-au dus și ei la școala de șoferi. Au plătit școala, au plătit mașina de la școală, că îți dă puncte când te duci cu mașina de la școală, și au luat permisul. Normal, e bine de făcut permisul internațional de conducere și ai un an de zile liniștit să conduci fără probleme în Canada. Și ca fapt divers, am văzut aici în Canada oameni care fac livrare de mâncare cu Tesla. Dacă îți vine să crezi, cu Tesla. Pentru că e mai ieftin să-ți iei o Tesla, să plătești rate, decât să dai banii pe benzină. Lucru extraordinar. Bravo lor!